Salut, prieteni! Stanță! Sunteți pe canalul meu, Andrei Săvciclaev, și prietenii azi am făcut, iată așa, niște cumpărături, acum și o să vă arăt. Aici sunt două lucruri, unul este pentru mine și unul, nu știu, ori pentru Ira, ori pentru Natalia, eu nu știu, o să vedem. Deci Ira încă nu este acasă, este la școală, eu acum și o să o chem pe Natalia și o să vedeți, o să măsurăm și eu și ea și după ce când o să vie și Ira și că o să măsoare și o să vedem ce am cumpărat și cine va lua, ori Ira, ori mama, nu știu, cui o să-i placă, ce. Acum deci eu o strec Natasha. Este acasă? Da. A, hai bine în holă, doar încoace. Vreau să-ți dea reacții. Ce faci? Da, ce mergem, mă. Eu te am un pachet. Vin încoace. Parcă mergem după... După ce? Păi încă nu mergem, încă nu este ora 4 jumătate. Aici este, cum se spune, jachetă care e fără mânici. Vest? Eu nu știu cum se numește. Vesta? Sau cum? Da. Nu știu. Și aici este Vesta. Una pentru mine și una, eu nu știu, sunt două aici. Una ori pentru tine, ori pentru Ira, când o să vii acolo și o să vedem. Wow! Da. Deci hai eu și opresc întorc camera, măsor primul eu și după aceea măsori tu și o să vedem. Ori ție, ori și când vine Ira, măsoară Ira, ok? Da, să eu vedem. Prima, nu? Tak, hai tu prima, ok. Deci, prieteni, eu întorc camera și filmăm. Hai scoați-o prima, ta e a doua de sub, asta da, este a mea. Da. Da, hai că o întorc. A, verde? Da. Hai că acuși întorc. Până ce le-am scos, eu m-am uitat repede pe Google și se numește Vesta. Așa. Wow! Iată aceasta, este una? Deci poți cu șpirde și... Păi este una, iată. Asta este femeiască. Hai să vedem, aceea este a mea. Aha. Aceea este a mea. Acum o să o măsur și o să vedem. Eu sincer încă nici nu am măsurat-o, nici nu știu, îmi vine, nu vine. Glasul meu deja două săptămâni, prieteni, nu-mi mai trece. Oh. Îți place? Da. E tămân și Ira vine. A, și Ira vine la școală. O, dar ce? Ați fost la shopping fără mine? Nu, la shopping. Asta eu am... Mi-am cumpărat mie una și mi-au adus încă una, două. Și am luat-o și pe a doua. Nu știu, Marine, eu cred că... Marine! Stai că eu nici n-am observat. I-am mai îmbrăcat odată. Îți place, Ira? Da. Păi nu știu, asta o să vedeți deja ori tu, ori mama, cineva dintre voi. Nu îți pare că ți-ți mare aici numeri. Păi nu știu. Eu sunt fiind mai bună că ți-ți mare numeri, ia uite, vezi? Ia uite aici cât... Loc. Cât loc liber, da. Păi parcă o să fii mare numeri, da. Mare? Da, mi-o să fie mai bine. Mie mi-e tot, îți place ție? Da. Îți place? Așa e călduroasă. Acum să o măsur și eu. Da, uite, special în loc, acum vine vara, prieteni, și când iată în tricou așa. Da? Hanorac, nu, dar și hanorac, dar chiar poți în maiou așa, când este vara și puțin seara este frig, ras, ai îmbrăcat-o de asta. Ce drăguț. Ia hai pentru Ira. Să vedem cine dintre voi o luați, cu ei se potrivește mai bine. Hanoracul ăsta nu-i bine când el e mai lung. Și ce dacă e mai lung? Dar mi-e place când e lung. Dar nu are importanță că e mai lung. Poate și drăguță. Și vezi că la mine nu este locul ăsta liber. Ira, dar tu mergi la școală, Ira. Ce? Pentru școală asta nu merge. Asta nu e numai decât pentru școală. Asta tamam pentru mine, eu mă duc. De ce când ies la plimbare, când merg la engleză, nu mai decât pentru școală. Îmi place. Ți-ți place? Mie mi-a plăcut odată așa combinație verde cu negru și m-a întrebat la cine cumpărat. Eu zic, o ieși pe a doua. Hai cu eu. Că mi-a făcut și puțină reducere dacă cu a doua și am luat-o. Ira, dar vezi că eu prima am măsurat. Păi hai, cu cine o ia? Aia, la ambele v-au plăcut? Da! Păi și acum cu ei rămâne? Păi sigur, eu în tricou. Dar dacă să am un hanorac? Da, dar ați uite cât loc, vezi? Păi și acum... Așa, asta e așa modă acum. Nu, dar marcă modă e când e pe corp. Dar nu așa, oversize chiar atât de mult. Asta oversize, uite așa unde e oversize. Stați. Păi și cine o e? Eu! Nu eu! Opa! Așa mai ține! N-am înțeles! Mai ține! Da, și mama e bătrână! Hai! Păi cine o e?
Eu, mama, te rog frumos, hai, eu sunt mai mică, trebuie să... Scedezi. Scedezi, da. Tata, dar tu și-ai luat numai una. Păi numai una și trebuie să nu iau nici una, mai bine și gata, și nu era să fii cearta asta. Foarte tare, îmi stă, chiar se potrivește cu fața mea, verde, așa. Nu cedezi, mulțumesc. Și ce, acum? Te-ai supărat? Da. Păi mai, stai, ai, vină mama și filmează, dă să o măsor eu pe mea. Hai. Eu nu m-am așteptat în genele. Îmbracă Irancă o dată să văd măcar. Să vrie. Cum stă? Ia uite ce bine, ia uite ce. Scoate. A, așa. E, lui tata. Este foarte bine asta. Stă foarte bine, da, 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 într-adevăr. Și cu tricou arată bine. Da? Întoarce-ți așa. O, normal. Fix, fix, mărimea ta. Exact. Da, și lui... Fix pe corp, vezi? Mie tot îmi place și... Păi și acum cine o ia dintre voi? Nu știu, dar văd că stă frumos. Cedez eu? Hai să ne îmbrăcăm! Sau una la două? Ia măsoară pe mine. Eu? Ia dă eu să mă sărpe ta. Da. Era mai înaltă, tu știi? Da. Hai, dă eu să iau camera. Tu măsoară acum pe cealaltă. Hai. Ca să vedem cine mai înalt. O, oh, dar mi-a stat mai mult ce fără. Mi-a stat mai tare îmi place cu asta. Ca oversize? Dar nu vrei să ți-o fur. Nu știu ca ce-i bărbătească asta. Ce? Era mai înaltă, da? Dar uite ce bine. Da, dar ne-mi place asta voastră. Eu nu m-am văzut pe mine. Îmi place că combinația asta. Hai, eu, dar eu. Eu trăce în genul ăsta. Asta, verde cu negru, tare. Și vezi că nici nu-mi place oversize. Tu mai iei o veste? Mai am, dar asta e de vară, ce nu-i de vară? Da. Pe astea, ce mai pe acestea le-am luat special sub sărele, că pentru vară, nu mi-e acestea da. Sunt pentru vară. Vestea altă, aceea e și mai frumoasă este. Nu, aceea pentru, iată cum este de exemplu acum, da. Că nici frig, nici cald nu mai înțelegi. Dimineața este frig, la mează este cald. Iată, hai odată, eu odată. Deci, prieteni, iată... Acesta a fost, eu nici nu m-am așteptat la, sincer, la așa o reacție din partea lui Ira și a lui mama. De obicei răspunde deodată, mama, asta e pentru tine, asta e nu în modă. Dar de data aceasta eu singur am cumpărat-o și am spus, cui se potrivește cea lui ea, dar eu, acum se primește că și tu vrei, și tu vrei. Și mie mi-a plăcut de dat când am văzut-o. Deci, prieteni, haideți, scrieți-ne în comentarii. Cui se potrivește mai bine aceasta? Lui Natalia sau lui Irăcica? Da, hai încă o dată. Și, da, gata, e clar, hai, bine. Și ne vom uita după voturi. Da. Cine votează, cine acumulează mai multe voturi, înseamnă că acela o e. Fără supărare. Hai numai sincer să fie aici, prieteni, hai vă rog, iată, ați văzut cum se șade pe Natalia și iată cum se șade pe Ira. Da, se aranjează. Așa. Ok. Deci, prieteni, așteptăm hai. Voturile voastre. Rupte gata. Gata, nu vă mai certați. Ok. Deci, abonații vor susține. Vor alege și atunci voi... Pentru Ira, pentru mama. Ok, vom vedea. Deci, prieteni, iată, acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, puneți like-uri. Așteptăm comentariile voastre. Și nu uitați-vă abonați pe canalul nostru YouTube. Pe curând până la video următor. Pa, pa, vă dați pentru mine.